Arhitectul Horațiu Buzatu consideră în primul rând că reabilitarea parcului Romanescu, începută cu bani europeni și continuată în cea mai mare parte cu milioane de euro din bugetul local, nu era neapărat necesară, dat fiind faptul că parcul nu arăta deloc rău. Necesitatea acestor lucrări este oricum discutabilă. Parcul Romanescu suferise un proces de reabilitare cu puțin timp în urmă. Nu văd niciun fel de motiv care să fi pus așa o presiune pe municipalitate ca să se ajungă la o astfel de concluzie. Horațiu Buzatu a vorbit apoi despre gardul construit în jurul Heleșteului de la intrarea principală, dar și despre inutilitatea construirii unei rețele de canalizare în parc. Telespectatorii văd acum, dacă ne ajută colegii, cum arăta primul gard din zona unde sunt lebedele. Practic, se vede aproape nici măcar nu prea se observa. Acest gard este inutil, strică peisajul, strică frumusețea parcului. Eu nu-i văd sub nicio formă necesitatea acest gard. Să nu scape lebedele, să nu cadă cineva. Vă dați seama că lebedele pot să plece oricând. Ele sunt înaripate și puteau să treacă fără niciun fel de probleme peste gard. Pretenția de a ține de o parte vizitatorii, iarăși mi se pare deplasată, pentru că nu știu să se fi întâmplat așa ca lumea să dea buzna, să sară în lac, să prindă lebedele. Toată suprafața parcului este brăzdată de șanțuri care au cele mai diverse direcții. Unele sunt pentru canalizări, altele sunt pentru apă, altele sunt... De ce este necesară canalizarea într-un parc? Este o întrebare la care eu nu pot să-mi răspund. N-a avut canalizare parcul până acum? Nu, deci pentru ce canalizare? Teatrul de vară a fost luat și el în vizor de arhitect, care consideră că într-un parc nu trebuie organizate concerte și evenimente de mare anvergură. Teatrul de vară s-a făcut tot ca o intervenție nepotrivită în anii 50. A fost la vremea respectivă un activist de partid care a zis că dacă tot merge poporul la 1 mai și la 23 august la Parcul Poporului și mănâncă mici și bea bere, ei bine să-i dăm posibilitatea să asculte și muzică de stradă, să chemăm ansamblu de muzică populară și așa mai departe. Așa a luat naștere acel teatru de vară. Corect ar fi fost dacă tot ne dorim atât de mult să recuperăm, să refacem Parcul Romanescu în respectul proiectului său inițial, corect ar fi fost să fie complet desființat acel teatru de vară. Potrivit declarațiilor făcute în luna februarie de administratorul public al municipiului Craiova, Radu Preda, reabilitarea parcului ar trebui încheiată până la sfârșitul acestei primăveri.